Chiar că totul până la o limită. Da, uite, se spune că lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Vedetele s-au jucat în fel și chip cu pletele lor. Mi se pare normal. Fie că vorbim despre coafură, fie că vorbim despre culoarea părului, despre lungimea lui, în cazul meu. Fie, iată topul vedetelor cu cele mai spectaculoase schimbări de look din 2017. Frumoasa actriță Salma Hayek a renunțat la brunetul care a consacrat-o. Actrița și-a vopsit părul blond rozaliu special pentru festivalul de la Cannes. A fost poate cea mai surprinzătoare schimbare a anului 2017. Kate Hudson și-a vopsit părul în nuanțe închise și l-a tuns foarte scurt. Katy Perry este cunoscută pentru extravaganțele ei. Cântăreața a declarat că s-a tuns pentru a se simți paradoxal o femeie mai puternică. Manechinul Cara Delevingne s-a tuns la chelie pentru un film în acest an. Acum modelul are un păr blond platinat, tuns foarte scurt. E limpede că anul acesta bobul a fost din nou la putere. L-a încercat până și Khloe Kardashian. Între timp, Khloe a revenit la părul lung. Katie Holmes a ales o tunsoare pixie, iar concluzia e una simplă. Multe vedete sunt tentate să renunțe la lungimea părului dacă au un chip care le permite asta. Și asta pentru că o tunsoare scurtă le dă un aer fresh, tineresc și foarte chic.